conducerea PSD a decis, se schimb data la care se vor plăti pensiile. Conducerea PSD, reunit în cadrul biroului permanent național, a luat o decizie care vizează milioane de pensionari. În prezența premierului Viorica Dăncilă, ministrului Muncii, Lia Olgoa Vasilescu, PSD a decis schimbarea datei la care vine pensia. Astfel, PSD a decis ca toate pensiile să fie plătite până la data de 15 ale lunii, asta după ce au fost mai multe scandaluri legate de faptul ce pensionarii nu îi primeau pensiile înaintea unor sărbători importante, informează România TV. Decizia va fi formalizată în guvern, în cel mai scurt timp.